Bucovina TV a primit pe adresa redacției un scurt film și câteva rânduri de la un telespectator fidel. Dorința lui este să afle când vor fi prinși câinii din zona străzii Lecamorariu, cu atât mai mult cu cât patrupedele se deplasează agale și fără emoții, după cum veți putea urmări în imaginile trimise chiar de telespectatorul nostru. Vă trimit atașat un filmuleț cu câinii din zona străzii Lecamorariu, care se plimbă nestingheriți pe lângă copiii care merg la școală. Chiar nu se poate lua nicio măsură? Să știți că în zona asta e plin de câini și adăposturi improvizate. La blocul B5 este unul pentru care au sunat o grămadă de oameni din cartier și tot apare acel adăpost. Dacă autoritățile sucevene nu vor lua măsuri, o să mergem mai departe, dacă noi și copiii noștri nu putem avea siguranță. A subliniat telespectatorul Bucovina TV, ajuns, se pare, la capătul răbdării.